Uite, 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 uite. Doi copii sau ceva, uite. Bă, ce să ia? Uite-te pe filmare, uite-te pe filmare. Ce v-am zis? Mamă. Bă, frate. Să mișcă. Pornește. În sfârșit începem journey-ul. Începem să facem călătoria asta superbă. Încercăm, pentru prima oară în viața mea încerc pe bune să-mi înving frica de fantome, de horror, de spirită. Da, el este THR. Nu știe prea multe. Vă luăm astăzi cu noi într-o peripeție, să zicem așa. Cum am zis prima dată când încerc să-mi înving frica de horror, mergem la celebra mănăstire Chiajna. Deci de aici începe nebunia. Moară fetele, dacă nu, deja m-am căcat pe mine, nebun. Ce ai, mă, nu e... Gata, de aici începe, să se vadă. 1,5 km. Bă, dar încă, uite, văd mașini aici. N-am ajuns, mă. Nu, de aici începe... Deci încă suntem cu mașini aici. Mai sunt ceva 2-3 case. Mamă, că nu fi chiar așa de rău pe aia. Nu cred. Ultimul supraviețuitor, care el pleacă, noi venim, gata, e clar. Da. Hai că am înțeles. Deci, dacă, bă... Gata. Troița. Mamă, și m-a speriat aia să moară familia. Crucea să moară, uite crucea. Uite crucea. Mamă, să moară și aici. M-am transpirat. Nu, mă, mai e, mă. Fac stânga. Bă, am greșit drumul. Ai greșit drumul? Da. Întoarce-și tu, dar nu mai ai cum să întorci aici. Bă, unde? Nu, să moară fetele. Nu trec ăsta, nu trec. Deci noi am ajuns, nu trece podul. Am ajuns la, am luat-o pe ruta greșită și am ajuns la un pod și nu prea vrem să-l trecem. Bă, coie, oamenii aia vin încoace? Aia din spate? Nu știu, cred că cam au dispărut. Hai, mă, dă-i și întoarcem. Bă, dar mi-e ca frică. Bă, coie. A, suntem peste cină. Știi povestea la șine, nu? Nu mai îmi zice, lasă. Wow. Uite, mă, prostule, poți să faci dreapta, mă. Ține faza lungă, ține faza lungă. Păi uite, mă, zice dreapta, mă. Păi nu, dreapta ca să întorc. Bă, băieți, asta e punctul unde o luăm cu tremuratul. Mă jur că mi-e întrebări picioarele. Bă, exact acum trece un tren pe sub podul ăsta. Asta e podul care în 2006 a avut loc în jur aici, în zonă, triplu asasinat ăla cu cetățeanul străin, cu el și cu soția și cu soacra sau ceva de genul, mama. Ce pot să vă zic e că am văzut câteva persoane jos care stau pe sub pod, cred că sunt drogălăi sau ceva, nu știu ce, dar eu nu cobor sub nicio formă. Deci niciodată nu am văzut. Plus că ne-am speriat deja cu drumul. Așa că să vedem ce mai găsim. Bă, deci uite crucea! Unde? Uite-o în față. Unde coaie? Uite-o în față, vezi lumina aia, e crucea aia. Uite-o coaie în față, așa. Coaie! Aia mare de depărtare? Da. Nu, e coaie. Crucea aia, mă, da. Da, deci acum e momentul, mâncava-și gura voastră. Uite crucea. Care mă crucea aia? Uite, da, aia din față e crucea. Nu ți-e frică, închide geamul. Bă, ia stai un pic pe loc. Bă, deci după cotitura asta intrăm pe drumul la Planao și aia e crucea, dacă o puteți vedea. Nu știu dacă se vede bine pe filmare. Ai intrat un pic. Morcovul am ca lumea, mâncava-și gura voastră. Gogule, orice ar fi, să mor dacă te mint. Îi dai a 6, mâncați și pula ta, nu mă interesează. Îi dai a 6. Mamă, mâncați și gura ta. Eu zic să-mi țin închis geamul. Lasă așa că nu. Mă, ai geamul deschis? Mamă, ce m-a speriat de avionul ăla să mor aici. Coie, dacă am văzut ceva în boschezi, mă cac pe mine, ești nebun. Deci fii atent că eu țip, prima oară reacția asta e, ca să știi, țip. Deci țip. Bă, nu, eu nu fac glume. Coie, uite-te, uite-te, stai un pic. Uite-te la boschetul ăsta, nu zici că-s doi ochi? Să-mi bag pula, nu? Da. Hai că deja mi l-ai băgat și mie. Bă, deci drumul ăsta parcă prezice ceva, mâncava-și gura voastră. Deci drumul e de tot râsul. Uite acolo, e, nu? Aia e mănăstirea? Da, bă, uite. Bă, coaie. Băi, m-a luat cu spaimă. Bă. M-a luat cu spaimă, jur. Și ce e luminarea roșie? A. Hai că... Deci aia e mănăstirea acolo, uite, puteți vedea. Doamne, mâncați, ești gura ta. Nu! Lasă-le aprinse, lasă-le aprinse. Bă, parcă nu-i mi-e fric să mă oară mama, dar nu mi-e fric. Vorbesc serios. Așa în corp, nu știu. Eu am aici, auzi? Aici, gură în stomac. Și eu? Bă, deci mă jur că nu truchez cu nimic. Bă, deci parcă s-a apropiat mănăstirea de noi. Deci nu știu dacă puteți vedea, dar o să... Nu cred că se vede. Ai văzut lumina aia? Am văzut, dar cred că e mașină. E o altă mașină. Hai că e bine că nu suntem singuri. E bine că nu suntem singuri, bă, deci uite, o mașină care vine de acolo. M-ar fi să fie de aia cu servicii secrete, mâncați-și vreau, să bage în fața noastră acum, mor. FVM, ăsta, bă, ăsta e ăla care mai era și mai devreme, când a trecut pe lângă noi. Când am întors noi mașina. De ce se uită la noi? Uite. Bă, Georgiana, nu ți-e frig? Ba da, ce-mi tremură corpul. Și ai o senzație nasoală. Bă, uitați, aia e mănăstirea. Cât de cât e lumina, da, aia e crucea care are la preoți. Deci aia e mănăstirea. Eu deja nu mai pot, ești nebun, deci îmi tremură și mâna rău. Mamă, cât de aproape suntem! Mamă, dar ce e pe porțile alea? Mamă, mâncați, ești curat, da. Oprește faza lungă. Nu mai, las-o și de când. Aici se spune că noi călcam de fapt pe cadavre. Da. Da, bă. Bă, guys, dacă nu știți legenda de aici, de fapt legenda, că e adevărul. Aici au fost, în zona asta, au fost două cimitire vechi. Și gen, la propriu călcăm pe cadavre, știi cum s-ar zice. Plus toate ororile care se leagă de acest loc. Mamă, mâncați, ești gura ta, cât de creepy e. Eu deci, mă jur, nu știu, eu simt așa. Mamă, bă, mi-e frică, coaie. Haide, bă, coborăm, deci, mă jur. Gata, mă, ce-o fi. Cobor. Mamă, mâncați, ești gura ta, pare creepy. Bine, voi nu prea puteți vedea că e întuneric, dar credeți-mă, e super scary. Eu îmi dau asta jos de pe cap. Bă, din câte am înțeles, aici stau niște călugări, acum au renovat, au făcut chestii, dar mănăstirea e intactă, bine, intactă, ce să zice despre asta? De la cutremurul ăla din... Bă! Ce s-a auzit? De ce a fost aia? Mă, eu simt furnicături, nu știu, pe bune. Ai auzit și tu chestia aia, nu? Nu, eu mi-am dat asta jos. Cum ar fi că e... Mi-am dat asta jos. Nu știu, chiar nu știu. Sincer, cel mai sincer, credeți-mă, când intri în raza asta de 500 de metri, un kilometru, încep să-ți apară pielea de găină pe tine și simți așa. Eu am mâinile reci, mă jur. Deci am mâinile reci, mă jur. Și că m-ai speriat acolo mai devreme, am căcat pe mine. Am strănutat, ce am făcut așa? Fiți atenți aici, fiți atenți aici. Pe lângă mai avem, s-a construit recent o serie de chestii pentru preoți, popi. Nu știu dacă se vede acolo foarte bine. Fix lângă mănăstire. Deci asta mare e mănăstirea. Și acolo avem, nu mă speria, te rog eu frumos. Nu, frate, sunteți tot acolo. Și aici avem, cred că spaznici ceva, nu știu ce sunt aici. Hai că am rămas și fără lanternă. Uitați cum arată mănăstirea, mânca bași gura voastră. Bă, dar tu îți dai seama că practic aici e gen, e un cult de istorie? Pe bune vorbesc. E de o grămadă de timp. Nu, dar tu și s-a întâmplat aici, deci practic, tu... Clădirea asta nu, clădirea asta a fost lovită de tunuri turcești, frate. Bă, da, avem o nuntă pe aici, nu știu ce căcat, dar e ambiența super, da. Nu mă mai duc după. Punem pe aia, stai așa, să mai luminăm un pic. O să ne plimbăm un pic pe lângă, pentru că nu mai e. Bă, putu-te în gură de nesimțit! Bă, de ce faci, mă, de-astea? Să mă, uite, pune mâna pe inimă, să vezi cum fac. Nu, aici, prostule. Du-te, dracu, de nesimțit. Nu mai face de-astea, că nu te sperii pe tine. Nu știu dacă se vede drept acolo. Ceva s-a mișcat, mă. Ceva s-a mișcat acolo, mă. Dacă eu vă zic... Bă, ceva s-a mișcat, mă, frate, bă, bune, are dreptate, Georgiana. Uite. Doi copii sau ceva, uite. Bă, ce să ia? Uite-te pe filmare, Ce v-am zis? Mamă. Bă, frate. Să mișcă. Pornește. Filmează încă, să știi. Deci filmează că... Deci nu mai. Stai niciodată. Bă, ce-a fost aia acolo? Bă, ne întoarcem oarecum de la mănăstire. Încercăm să o luăm pe un drum lăturalnic, așa, să vedem și partea a doua de la mănăstire. Dar, din câte am înțeles, aici ar sta niște vagabonți, ce dracu, cum putem să-i numim? Adică persoane care n-au adăpost și care încearcă să trăiască de pe o zi pe alta, știți voi, cu droguri, cu de-alea. Deci dacă, bă, tu nu mai mergi așa ușor, că dacă sare ceva în pula mea de aici mor, fac prin infart. Ce? Bă, nu face de-astea, fără de-astea. Nu mai mergem așa ușor, mă. Mamă, ce este aici? Dă-i, că mi-e frică. A, aici e cu drogați. Deci mi-e frică, frate. Mergi și tu așa mai normal, frate. Bă, deci drumurile astea sunt cumplite, mâncați ești gura ta. Sunt cumplite rău de tot. Mamă, ce aici nu mai... Sau de ceva? Uite cum sunt drumurile aici, mâncava-și gura voastră. Întoarce-și tu aici, uite. Mamă, ce e aici? Hai că nu întorc aici. Ce e aici? Nu, nu e înfundat. Ba da, e înfundat. Bă, tu întoarce repede, mâncați-și gura ta. Nu e înfundat. Bă, deci... Clădirile astea, sau ce sunt aici, e creepy rău de tot. Dar l-ai văzut pe alea mari, alea sunt creepy-ul ăla tot. Uite-te și tu la ce. Mamă, uite-te și tu un pic. Nu, tu mă oprești lângă ele? Nu mă mai oprești lângă ele.